Cea de-a doua ediție a proiectului Cântăm, Dăruim și Ne Înveselim s-a desfășurat astăzi la centrul de zi Lucea Fărul. Acțiunea de binefacere este realizată de elevii și cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Ion Barbu din municipiu. Proiectul nostru a demarat anul trecut, cam în aceeași perioadă, intitulându-se, l-am numit noi atunci și am rămas la același titlu, Cântăm, Dăruim și Ne Înveselim. Proiectul are ca scop principal să trezim în rândul tinerilor noștri elevi această dorință de a oferi din timpul lor, din bunul lor și din și sentimente frumoase. Cu emoție în glas, cei 22 de copii cu dizabilități i-au primit pe colindător cu un program artistic creat special pentru Crăciun. De astăzi, copile, pentru tine, se apropie Crăciunul, bradul împodobit, Iisus ne cere în taină să ne genunchezi mărit. Bravo! La rândul lor, elevii implicați în proiect le-au cântat micuților colinde și le-au dăruit pungile de cadouri în care se aflau fructe, dulciuri și haine. Glas de argint și alt lumin o să sunime cel frumos. Hei, clopoței, clopoței, vesel să sunați. Glas de argint și alt lumin o să sunime cel frumos. Deși nu este pentru prima oară când dăruiesc, elevii liceului Ion Barbu spun că de fiecare dată o fac cu aceeași căldură și nimic nu se compară cu bucuria citită în ochii copiilor cu care soarta nu a fost atât de prietenoasă. De ce ai venit astăzi aici? Ne-am adunat astăzi aici ca să le facem o bucurie acestor copilași și totodată să ne bucurăm și noi alături de ei, pentru că este foarte frumos să dăruiești acum în preajma sărbătorilor și să faci bucuria așa din suflet. Ne aflăm astăzi aici pentru a le dărui acestor copii ceea ce ei nu au, pentru că toată lumea are posibilitatea în preajma sărbătorilor să le facă o bucurie și în ziua de astăzi nu toată lumea mai este capabilă să dăruiască și am venit, chiar dacă nu le-am adus multe cadouri, am venit doar să le facem o simplă bucurie. Am venit pentru a dărui copilor de aici cadouri și pentru a ne face nouă bucurie pentru că le-am oferit cadouri. Chiar dacă pentru un copil dintr-o familie modestă primirea de daruri este un lucru normal, pentru micuții cu dizabilități, primirea unui cadou le dă speranța să viseze la lucruri pe care poate nu le vor avea niciodată. Spune-mi, te rog, ce ți-a adus Moș Crăciun astăzi? Mi-a adus un croc cu ciocolată, de căpșuni, un suc cu pai, bomboane, două prăjituri, covegei și un baton de ciocolată. Cât de mult te-au bucurat aceste cadouri? Foarte mult. Am primit un corn, niște napolitane și o mașinuță. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine acest cadou? O bucurie. Ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? Aș vrea să-mi aducă niște role, un telefon și o bicicletă. Potrivit consilierului educativ al proiectului Cântăm, Dăruim și Ne Înveselim, în perioada următoare, grupul de colindători va continua acțiunile de binefacere atât în școli cât și la centrele de zi din municipiu.